Bine ați venit la Stax TV, review de mașină nouă, așa cum vedeți, i7 X-Drive 60. E atât de complicată mașina asta încât o să ne mutăm pe YouTube. Adică luați-vă mâncare, luați-vă floricele, nu că glumesc, nu o să fac prezentarea full, dar vorbim de lucrurile care ne-au impresionat pe noi cel mai tare. Și ca să scoatem elefantul din cameră de la început, înainte de generic, trebuie să vorbim de partea frontală. Întrerupem acest minunat material pe bogăție pentru a vă spune cum puteți să economisiți și voi bani, să ajungeți să vă luați șoptar, că eu am văzut că așa se fac banii, oamenii economisesc și tot timpul ies discuțiile alea. Ai văzut, bă, câți bani are ăla și ce s-a chitroșit la 7 lei, bă? E, uite, așa facem și noi și vă prezint eu o aplicație de la noi, de la Stax, pentru voi. Puteți să vă alegeți că, nu știu, sunteți din India, de exemplu, și să vă faceți cont premium de YouTube, adică să scăpați de reclame. Nu de astea în care apar eu așa, dar alea normale ale YouTube-ului le păcăliți prin abonarea la YouTube Premium la un preț mult mai bun decât prețul românesc. Că noi aici în România suntem în Europa, suntem foarte bogați, o ducem foarte bine și atunci avem nevoie de astfel de aplicații care să ne schimbe VPN-ul, să zicem că suntem din ce țară vrem noi și să beneficiem de toate reducerile pentru țările respective. Deci, nu uitați, Surf Shark. Descărcați din linkul din descrierea clipului și aveți 3 luni gratuit. Tot la Surfshark. Există și Surfshark One. Este rechinul care se ocupă de securitatea voastră. Nu vede nimeni unde accesați ce pagini, nici măcar providerul dumneavoastră de internet nu știe pe unde surfați pe net și ce site-uri accesați. Nu uitați, linkul în descriere, click, 3 luni gratuit și dacă nu funcționează și dacă nu este adevărat ce vă spun eu, lăsați-ne un comentariu. Atât de simplu. Și să vă văd cu șeptar. Și cum vorbeam de elefantul din cameră, noroc că aici e studioul mare. Am schimbat puțin studioul și are loc elefantul, da? Partea frontală. Nu sunt eu în măsură să vă povestesc despre design și despre cum au înțeles ei să ia partea asta de la Citroen. Nu e treaba mea. Eu tot ce pot să vă spun este că mie nu-mi place deloc. Bă, dar deloc, adică m-am uitat, mai sunt niște unghiuri. Apreciez faptul că e neagră, că negru ascunde mult. Știi, când nu vrei să se vadă niște forme, faci negru. E simplu. Și ajută mult negru la mașina asta, cu grila negru lucios versus ea negru mat. Ține de gusturi. Ține de gusturi și cred că majoritatea o cumpără pentru că este foarte, foarte, foarte nouă, destul de scumpă pentru a arăta oamenilor că noi avem și putem și nu știu ce. Și cred că partea asta din față contează mai puțin pentru oameni sau partea de design sau, na, nu știu, probabil că nu toți cei care au 130.000 de euro preț de plecare pentru un i7 X-Drive 50. Mașina asta pleacă de la 130.000, avem și varianta M de la 170.000, dar asta e discuția așa care nu ne încântă pe noi. Noi, oamenii cu bani, vedem lucrurile altfel, doar semnăm niște facturi. Iar aici ce vă povestesc eu sunt faruri LED, detalii, bosule, detalii. Nu ne interesează chestia asta. Noi ăștia săraci ne facem problemele astea. Bă, dar cu farurile alea, bă, dar nu puteam să-i facă mai... A, bogații, factura. Cât? E o vorbă la bogații așa. Salut, bună ziua, bună ziua. Vreau și eu o mașină de asta. Vreau să aibă o singură opțiune. Da? Care? Să fie full. Hai să mergem la lateral. Lateralul frumos, roz, pe 21, ca băieți. Ce nu v-am spus eu și probabil că veți fi șocați de faptul că această mașină este un BMW full electric. Este noul seria 7 care vine într-un pachet de motorizare full electrică ce dezvoltă 544 de cai, 725 de Nm, adică caii sunt aia care reprezintă viteza cu care treci prin zid. Cu care treci prin zid. Cuplu este partea aia care explică cât de mult ai luat zidul cu tine. Deci, ca să facem diferența. Bun, trecând peste asta, mașina asta este full electrică, dar există și o motorizare V8 benzină. Cu aceeași caroserie, unde... Acum, dacă aveam regie, era stadionul în delir, pentru că BMW merge în direcția asta, nu merge numai pe electric, nu crede că viitorul este full electric, așa că merge și cu motoarele cu combustie internă, chiar și diesel în paralel. Paralel. Bun, trecând peste glumele de șantier, mașina este echipată cu roți
P21 cu anvelope 255-40 21, adică avem talon pe față, avem și pe spate, nu este o problemă. Ce puteam să vă spunem despre jante este că vin de la BMW individual și costă undeva la 2600 de euro ca opțional. Chiar nu-i scump, hai că ce una? Toate patru, ca opțional să spui jantele astea sunt 2600 de euro. Asta zic, ne obișnuim cu prețurile când vorbim de 100.000, 2600, parcă i-am în buzunar acum. Parcă ce sunt 2600 pe niște? Ia să-i comanzi jantele la Toyota, că nu mi se mai par scumpe. Înțelegi? Bun. Lateralul, da? Vorbim de el, frumos, urât, partea din față, nu-mi place. Nu e treaba mea. Nu e treaba mea să comentez. Bun. Ce avem senzațional aici pe lateral este partea de deschidere a ușilor, că ele se deschid foarte intuitiv de la BMW, din acest buton mic de aici. Super intuitiv. Adică super lejer, îți dai seama... super simplu. Și de asta am zis. Eu când m-am urcat în mașina asta, am zis așa, băi, trebuie să muncesc. Trebuie să muncesc atât de mult încât ușile mele se vor închide de la buton și se vor deschide tot de la buton, înțelegi? Adică nu stăm să facem lucruri de genul ăsta. Ca și când ești bogat, mai poți, știi? Adică vin aici, tu poți. Poți dacă vrei, poți. Apeși aici, pac, și tragi de ușă. Dar nu trebuie să tragi. Doar îi dai așa un impuls și merge ea singură, știi? Dar nu mai poți să faci asta când ești bogat. Nu mai poți. Mi-aș fi dorit să se închidă. În sfârșit, nu mai contează. Și în spate la fel. Îmi place detaliul ăsta cu geamul ăsta aici, super tare. Îmi place că avem perdeluțe și că e totul negru, tuci în mașină. Poți să-ți faci somnul de frumusețe foarte, foarte liniștit. Ce mai e super cool la mașina asta este că are senzor de parcare în prag. În prag. Du-te și tu, te rog eu. Da, are senzor de parcare în prag ca să vadă lateralul, să fie toată lumea în siguranță. Ce se întâmplă dacă vrem să deschidem ușa și avem un obstacol, da? S-a gândit, mă, BMW, la toată treaba asta. Cum era? Mai luam și mată. Atenție, nu vă luați mate, că nu mai polișează, mai faceți nimic. Și dacă vă obțiți un element, vă obțiți toată laterala. Și dacă vă obțiți laterala, oricum nu o să mai fie același grad de mătuire, că nu intrăm în detalii de-astea, pentru că bossul doar semnează factura, nu-l interesează pe el. Dar nu vă luați mate, asta e moca de la Daniel. Partea din spate îmi place. N-am ce să comentez aici, am te super sexy din punctul meu de vedere. Avem și difuzori, și cu negru lucios, și cu negru mat, și cu stopuri, și cu direcționale, și cu... bă, marfă. Butonul ăsta aici mi se pare un pic ca nu cam perete, mie, personal. Adică, o înțeleg, trebuie să deschid portbagajul, dar așa, mă, buton... Pe de altă parte, trebuie să fie foarte intuitiv, nu? Cât de intuitiv este deschiderea de portbagaj la BMW i7? Ia uite, frate. Laser. Aici am tot felul de lucruri, dar nu contează. Portbagajul... mie mi-a plăcut că m-am uitat la prezentările altora și a zis, bă, este super încăpător. Nu este încăpător. Nu este încăpător, are 500 de litri. Cât avea BMW M Touring? 500 de litri. Bă, și BMW seria 3? 500 de litri. What the fuck, adică am ajuns să-mi iau Superb. Eu de-aia mi-am luat Superb, băi, că vreau să-mi iau șeptar de ăsta. Și a zis, ce fac eu? Fără frigider, da. Păi dacă mai puneai și frigider ca în Toyota, ce făi? De-aia am eu, mă, 3 mașini, că nu pot să-mi iau una, să le facă pe toate. Dar nu contează, în sfârșit, nu despre asta discutăm. Eu știu, sunt și... cine-i mă arogantul ăla? Eu, Daniel Tomescu. Eu. Da, trecând peste partea asta amuzantă, mai există un compartiment de depozitare și sub placa portbagajului, dar nu vă mai arăt acum, trebuie să scot căruțul, trotineta, o grămadă de lucruri. Îmi place spatele, îmi place mult, v-am zis, este super sexy, super cute. Asta este cheia. Wow. Eu sunt agitat, mă, ea... când ești bogat, nu mai ești agitat. Bogații nu se grăbesc. Voi să nu uitați chestia asta de la mine. Dacă vă puneți în spate unui șeptar, unui ceva S, ceva scump de peste 100.000 la semafor, nu o să vezi că nu o să plece la niciodată când se dă verde, puf, rachetă. Lejer, ca și comenzile din mașina asta. Ești agitat. Dă mai repede volumul! Opa, săracule! Încet, ești bogat, nu te stresează nimic, nu te agită nimic. Nu. Trebuie să ajung la 12 fără un sfert să bat. Nu trebuie. Când ajung eu, atunci se deschide. Asta e treaba. Dar eu vreau să vă arăt altceva. Foarte frumos partea de iluminare, dar altceva vreau să vă arăt. Deschid ușa, puf, nu mai stau, se deschide aia, tu, apăs, tâș. Pac, am apăsat. Te rog eu! Da, aici e cu tactil, cu lucruri și... îmi cer scuze, e alarma mea. Nu știu de ce. Du-te, Dică. Da, vreau să arăt ceva. Vezi semnalizarea asta?
Ai văzut-o? Nu se pare mic special? Pulsează, nu? Vezi? Vezi cum face ea? Ea se aprinde și când e aprinsă tare, se mai prinde la o intensitate mai mare. Altceva, altă șmecherie, nu? Plăcut? Nu? Mai mișto alea direcționale? Mișto că dai din cheie și se deschid toată ușa. Se închid toată ușa. Ce fac? Ține. Ta-da! Dar geamurile, oare? Da. Geamurile se deschid. Da, poți să faci tot felul de lucruri din cheie, dar nu despre asta e vorba. Și dacă țin pe închis? Ce să mai facem? Oricum, partea super cool și super interesantă la mașina asta este interiorul. Că vorba aia, când dai bani, dai bani să te uiți și la ea în parcare, să întorci capul după ce ai parcat, o să mai faci un selfie. Nu zice nimeni. Da, interiorul, tată. Haide să vă arăt cum este, simt șofer și după aia Barosan. Îmi place că ușa de la șofer se și închide singură la un moment dat. Așa am văzut eu, nu știu dacă o mai face acum. Dar, da, are multe lucruri. Atât de multe lucruri încât, ia. Ia să vedem dacă o aia, vezi? Dacă pornești mașina, ușa șoferului se închide automat. Bineînțeles, cu apăsare de buton aici pe bord, o putem închide noi. Manual automat, cum ar veni. Adică ar trebui să apăsăm și butonul. Putem să facem chestia asta și cu comandă vocală. E o întreagă nebunie și am atât de multe lucruri de spus, încât o să vă povestesc și în timpul mersului, facem și un POV să vedeți cum arată aici viața de șofer. Viața de șofer care nu-i lucru rău, meseria este brățară de aur, vorba aia, te faci șofer, poți să te angajezi Uber oriunde în lume, că nu e doar în România. Dar viața de șofer e bună. E bună de ce? Pentru că avem acest interior care mie personal îmi place foarte tare, deoarece seamănă foarte tare cu canapeaua de acasă. Așa văd eu când pun mâna pe cașmirul ăsta. Eu care sunt și sărac și țăran, așa îl asociez cu canapeaua de acasă. Ceea ce înseamnă un confort, căminul nostru de acasă, care ne oferă toată căldura de care avem nevoie, se transpune în acest interior și mie îmi place. Mi-like-i. Avem piele cu cașmir. Cei de la BMW spun că este goodbye, Alexandru, lasă-ne. Goodbye, pleacă de aici. Cei de la BMW spun că este cel mai scump interior de la ei. Bineînțeles, vine cu Alcaranta, cum zic românii, pe plafon. Avem astea iluminate, că dacă dorim să ne fardăm, nu în timpul mersului, bineînțeles. Avem acest candelabru aici de la... Mi-aș dori cu cristale, dacă tot mergem în direcția asta, cu BMW și cu scaune și cu cristale și cum știe. Mi-aș dori să avem Saturne în jumatea mașinii, frumos, cu cristale. Și când mergem pe linie de tramvai, fac clic, 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 clic. Asta aș vrea eu, dar nu sunt suficient de bogat. În sfârșit, volanul este îmbrăcat în piele, are un design plăcut, cu mai puține butoane, dintre care și tactile. Avem aici acest ecran curbat, pe care toată lumea îl urăște, din ce văd eu în comentarii. Doamne, am pus ecranul ăla, că e M3, că e M5, bă, e foarte ok. E foarte ok, te simți ca la birou, ai și lemn, ai și o grafică foarte bună. Deci, ce să-ți spun, ca să nu mai zic de... Dar vă arăt eu în mers. Avem suportul de pahare și aici nu mai zic, dar aici e un indiciu. O să vă zic eu pe parcursul filmării că o să premiem și acest clip cu două vouchere de combustibil de la OMV. Așa dau eu. Dau eu de la mine. Din voucherele mele. Ce? Am luat din voucher? Da. Deci premiem ce... Ce opțiune trebuia să aibă mașina asta și nu există, o să zic eu la un moment dat în clip. Și cine dă primul coment cu opțiunea care trebuia să fie și nu există pe mașină, primește două, ce nu știi? Păi da, dar trebuie... Din viziunea ta. Din viziunea mea? Așa. Ce consider eu că ar fi trebuit să mai fie pe mașina asta și nu este pus. Trecând peste această mică publicitate, revenim la interior, care, repet, din punctul meu de vedere arată foarte bine. Îmi place și ecranul ăsta și curbat și drept și cum ar fi fost el. Îmi place, am foarte multe informații, cu toate că eu nu sunt fan tehnologie și fan butoan. Mă, se prind astea? Tot felul de meniuri și submeniuri și tot felul de lucruri de făcut și mi-a foarte mult timp să mă obișnuiesc cu ele, dar îmi place interiorul, îmi place cum este făcut, îmi place cum arată, îmi plac boxele astea mascate cu părțile astea metalice. Nu-mi place reglajul scaunelor de cristal și nici comanda asta și nici schimbătorul, nici volumul, dar nu m-ar deranja. Designul de aici este superb. Îmi place că gurile de ventilație sunt doar aici, în aceste mici fante și se pot regla din aceste, nu știu cum să le spun. Bineînțeles că totul se poate face de aici, din meniul climei, pe care oamenii spun că pare foarte complicat. Mie nu mi se pare deloc complicat. Mi se pare mai complicat la Skoda mea când trebuie să-mi aleg scaunele ventilate versus încălzite, dar
asta e altă discuție. Îmi place mult, îmi place cum se aprinde, îmi place cum se vede, nu-mi place... Să zic? Nu-mi place oglinda. Da, nici. Și de ce nu-mi place oglinda? Nu-mi place oglinda pentru că suntem în 2023, avem cea mai tehnologizată de la BMW, tehnologizată mașină de la BMW, și eu când vreau să mă uit în spate, cu toate că am oglinzi laterale, camere și tot ce vreau eu, nu văd nimic, pentru că am jaluzeaua trasă și pe vremea mea prin jaluzeaua de pe lunetă se vedea. Dar trecând peste chestia asta, iarăși văd la o tonă de mașini an de fabricație 2023 că avem un buton aici și în momentul în care apeși butonul, oglinda se transformă într-un display pentru camera video spate. În sfârșit, trecând peste asta și ne întoarcem la climă. Clima e foarte bine organizată, avem ventilație în scaune, masaj, încălzire, climă pe 17 zone cu aerul care nu e direcționat. Ce să-ți mai zic, o întreagă nebunie, putem să reglăm separat, față, spate și așa mai departe. Designul superb, îmi place foarte mult treaba asta cu avariile. Îmi place foarte mult că este tactilă și... Nu, ba da, se face rușie, asta vreau să arăt, doar că, uite, trebuie să știi să apeși. Adică, repet, când ești sărac, te simte mașina că ești sărac și nu, trebuie să fii relaxat. Îmi place că se aprinde tot ce înseamnă iluminat înăuntru, cu roșu, de 4 ori, după care revine la normal. Gata, acum a vrut. Avem partea de suport de pahare, avem aici controlul comenzilor pentru suspensie, pentru volum, tot ce înseamnă media, CarPlay, radio, Spotify, nu vă mai zic de partea de cinema, dar aia vorbim când ajungem în spate. Ce am făcut? Avem aici un compartiment depozitare, bineînțeles, cu prize USB-C de încărcare. V-am spus, stau foarte bine aici. Pe vremuri astea erau și încălzite. Nu m-am uitat acum dacă sunt. Mânerul de la fața de ușă și de la cotieră, partea mea, puteam să reglez. N-avem opțiunea asta aici, nu? E, nu contează, măcar avem opțiunea de mașină bună. Mai nou, opțiunea de mașină bună se testează prin mânerul de aici, de ținut ca în autobuz, la șofer. Sunt foarte multe mașini care nici nu mai au aceste mânere. Testul de mașină bună este să-l aibă la șofer să închidă încet. Deci, seria 700 trece de chestia asta. Mai avem și o clapetă de boost, dar o să vă vorbesc de ea în timpul mersului. Ce mi se pare iarăși foarte cool este direcționarea aerului prin fantele astea puțin vizibile. Aici putem să ne alegem cât de mult aer să vină. 0, 1, 2, 3, 4. Avem 4 funcții la 0 la 1. Partea de zaburire, parbriz, încălzire, dezaburire spate, hazard lights. Și, mare atenție, nebunia a secolului. Sunteți pregătiți, nu? Se deschide torpedo automat. Bineînțeles, nu se și închide automat, dar se deschide automat. Că poate, vorba, era greu să avem un buton. Nu comentez. Avem trapă, avem buton de SOS, avem lumini, avem jaluzeaua electrică, dar toate lucrurile astea le putem face și din spate. Facem o tură cu ea acum, vă mai spun lucruri, vă mai vorbesc despre... Îmi pare rău că dau mult din mâini, că mașina asta are tot felul de chestii și se reglează automat. După care ne mutăm în spate, ne luăm șofer. Din punctul meu de vedere, mașina asta trebuie să fie și cu șofer, pentru că acolo este tot confortul și... Acolo, eu acolo vreau să mă mut. Am uitat, era să caut ăla de deschidere de ușă. Nu v-am spus, ușile se pot deschide și manual. Deci pentru funcția de deschidere ușă avem 3 posibilități. Posibilitatea 1, care pentru ușile din față este pe bord, este un buton simplu, ți arată. Ușă deschisă automat și închis automat. Te rog, închide-te. Bineînțeles, putem și din comanda vocală. Bun, avem butonul ăsta aici fața ușă, care îi dă doar un impuls, adică doar deschide un pic. Și bineînțeles, dacă Doamne ferește am rămas fără curent sau s-a întâmplat ceva sau așa, avem această clapetă aici jos, de unde putem să deschidem ușile manual. Asta în cazul în care ești fată, te ia un băiat cu unii 7 și te faci de râs că nu știi de ușa, nu mai înjurați. Da, hai să conducem, conducem, conducem. Iată-ne la bordul navei Amiral de la BMW. 0-100, 4,3 secunde este timpul oficial dat de cei de la BMW. Acum nu știu, avem și noi draghi, mulțumim complet GPS, dar nu-l folosim. Nu suntem așa fani să vedem noi dacă au declarat bine, au declarat rău. Nu cred că cineva cumpără mașina asta pentru a merge cu ea la drag
sau pentru a-i testa performanțele, da, într-adevăr, trebuie să fie o mașină rapidă, trebuie să fie o mașină... Am fost și ceva în box aici, nu înțeleg ce muzică n-avem. În sfârșit, spuneam că nu trebuie să fie o mașină rapidă, trebuie să se miște, trebuie să plece din zone periculoase, să zicem așa, cu persoanele foarte importante pe care mașinile astea le transportă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie o mașină de curse sau o mașină de drag sau de drift. Sau așa. Oricum, performanțele sunt fantastice pentru 2 tone 400 are mașina asta. Ce ați văzut voi, ați văzut un mod de condus, este modul de condus în varianta sport. Modul de condus în varianta sport ne lasă să facem acest launch control care este mimat de BMW pentru o vibrație a roților pe care ați văzut-o pe imagini, adică ca și cum suntem în limitare, în full boost acolo pentru plecare. E o chestie, o chestie în plus, făcută ca să aducă fericire proprietarilor de BMW i7. Ce pot să spun despre cum rulează mașina asta, pe lângă faptul că mașina virează și cu puntea spate, pe lângă chestia asta, este și 4x4, este și automată, este și electrică, are și performanțe, are și 544 de cai, se poate încărca de la cel mai rapid încărcător în doar 10 minute pentru un range de 80 de km, ceea ce mi se pare super performant. Range-ul dat de producător pentru această mașină este undeva la 600 de km. Range-urile mașinilor electrice, după cum știți, multe sunt mincinoase, cum zicei de la Tesla. Da, nu discutăm de treaba asta. Range-urile variază în funcție de cum exploatăm mașina, de cum mergem, cât de tare, cât de încet, pe ce mod de condus alegem să rulăm. Acum mergem în modul eco sau eficient, să zicem. Eu vreau să ajung la trenul de rulare, care trenul, acest tren de rulare de la BMW i7 este pe aer, deci suspensia este un air ride, arcurile sunt înlocuite de perne umflate cu aer. Pot să spun că m-a impresionat plăcut. Pot să spun că de 2 zile de cât timp conduc mașina asta n-am simțit nevoia să trec în modul sport, doar eficient. Și pot să spun că la partea de rulare mașina este foarte confortabilă. Fiind o mașină electrică, vă dați seama că partea de jos este foarte, foarte încărcată de baterii și centrul de greutate e foarte jos. Spuneau cei de la BMW că au reușit cu mașina asta, fiind una electrică, să amplaseze scaunele la aceeași înălțime ca în seria 7 cu motor pe combustie internă. Scaunele, v-am spus, sunt senzaționale, foarte confortabile. Acum realizez că nu am masajul activat și orice minut în care eu merg cu mașina asta și masajul nu funcționează, e păcat de la Dumnezeu. E păcat de la Dumnezeu să ai masaj în scaun și să nu-l folosești. Masajul se realizează doar pe partea spătarului. Putem să ne alegem toate formele posibile și imposibile de masaj. Mai tare, mai încet, mai sus, mai jos, mai în stânga, mai în dreapta. Mai la un moment dat, când mă ridică de pe scaun, timpul masajului oferit de BMW este de 30 de minute. Putem să ne alegem aici o grămadă de lucruri, printre care și partea de cinema spate, unde putem să, adică putem să controlăm de la bord cam toate funcțiile mașinii, nu, fără nicio excepție. Avem aplicații care fac tot felul de lucruri. Acum avem aplicații la mașini, nu mai sunt așa simple, cu butoane și cu lucruri. Aplicații pe care le putem, system settings, de exemplu, că tot vorbim de siguranță și de oameni ăștia care se gândesc la siguranța noastră. Nu avem voie să ținem un telefon în mână în timp ce conducem, că ne distrage atenția. În schimb, putem să ne reglăm aici unitățile de măsură, distanța, gesturile prin care putem să controlăm, touchpad-ul, audio confirmation, pop-ups, notifications, remote software, passenger airbag, valet parking mode, do not disturb, hide private, adică avem, putem să intrăm într-un meniu și ne uităm pe borduri, să facem tot felul de lucruri, cheie digitală, mașina se poate deschide cu telefon, fără nicio problemă, mașina poate fi controlată prin aplicația BMW, care poate fi instalată aici pe telefon, aici ne ducem la cinema. Dacă ne ducem la cinema, ne alegem stilul de sunet, studio, concert, on stage și rear, să fie doar rear,
ca să nu ne deranjeze pe noi șoferul, avem treabă aici. Studio, concert și dăm drumul la film. Ce să-ți mai zic? Cristale, nebunie, lemn, aluminiu. Bine că n-avem carbon. Că am văzut niște interiere cu carbon aici, m-a luat durerea de dinți. Jur, și eu merg la dentist în ultima perioadă. Nici nu vreau să vă spun câți bani am dat la dentist. Da, și când ai 7 X-Drive 60 din ăsta, altfel de fente, altfel de tente. Sunt multe lucruri de spus și sper că am cuprins așa o mare parte din ce puteam să cuprind la partea de condus și partea din partea frontală, partea din față, din scaunele din față. Îmi place. Îmi place mașina, îmi place mult de tot, îmi place că e foarte confortabilă pentru un BMW, este cam cel mai confortabil BMW pe care l-am condus eu și mi-aduc aminte la ora actuală din punct de vedere al trenului de rulare. Ah, nu v-am zis de partea de boost, de clapetuță. Păi e simplu. Partea de boost aici, mașina asta nu are trepte de viteză, nu schimbă treptele de viteză, dar dacă tragem de clapetuța asta, avem pentru 10 secunde, așa cum este afișat și în bord, avem toată puterea mașinii, adică toți cei 544 de cai. După aia trecem la loc în modul digital de condus. Dacă ai de făcut o depășire, dacă ai ceva de făcut, tragi de clapetuță, ai 10 secunde modul sport, după care mașina se întoarce înapoi la ce mod era selectat de tine și îți continui deplasarea așa cum îți doreai până atunci. Cineva s-a gândit că... Cineva s-a gândit că... E mai bine așa. Dar mergem în modul eficient. Mergem în modul eficient. Și avem navigația activă, așa cum am zis, care ne învață că trebuie să ieșim pe aici, dar noi nu vrem pe aici, că noi doar am pus așa o navigație ca să vă arăt cum se vede pe bord. Pe ecranul ăsta nasol, cum zic oamenii, doamne, ecranul ăsta nasol, doamne, mare așa, nu ne place, doamne, noi vrem cu ceasul de alea, cu limbă, cu limbă, știți pe limbă? Aoleu, speedbump! Limba din vede la munte și la mare. Da, și avem aici, putem să vedem lucruri. Content. Ce putem să vedem noi pe display-ul ăsta central? Tot felul de nebunii, de geuri, de ce vorbești, mă? Ciu. Uite, ne arată G-urile aici, Max G. Aici e o zonă fără limită de viteză, o am eu, știu eu tot timpul și cu M3-ul Touring tot aici am filmat. Da, deci avem G-uri, dacă vreți, avem muzică, avem asta, vreau să fac ce e asta, Root Preview. În 500 de metri facem dreapta, 450 de metri, da, sunt de acord cu tine. Putem să... Opa, la era un speed bump. Putem să învățăm distanțe. Cam 350 de metri până în virajul ăla. Avem 70 de km la oră. Eu chiar sunt curios. Aoleu! La tot speed bump era? O băgat speed bumpere aici, ca în Bulgaria, de-aia pe care nu le vezi. Ce zic? 100 de metri, 70 la oră. Luăm virajul ăsta? Luăm-o, frate, că virează și spatele. Scârție roțile puțin, dar e ok. Da, stă bine mașina. Se întărește ea pe stânga, pe dreapta, știi, ea cu airride, cu d-astea, cu controle, cu ce vorbești, mă? Bă, da, se pare că șoferul meu cred că și-a reglat volanul după bunul lui plac. Vezi, n-am memorat, vezi, da, e bine să ai mai multe memorii, știi? Că vine șoferul și hopa volanul. Păi ce-ai făcut, Gogule? Înțelegi? Și atunci, pac, memorie, eu șoferul, eu nevasta, eu copilul, eu fiecare în funcție de... cum se poate și ce se poate. Dar îmi place cum se conduce. Îmi place hate-ul oamenilor. Dar le zic, sunt șoferul, nu e a mea. Înțelegi? Că se uită urât oamenii la tine, știi, când te văd în mașini de-astea scumpe. Și trag concluzii. De obicei neadevărate și nejustificate. Dar asta e, ce să faci. Da, mă, merge ca un norișor.
îmi place. Îmi place partea asta de electric. Adică îmi place cum îți livrează puterea instant și cum se simte totul la pedală și așa. Îmi place. Nu îmi place că durează mult să ne încărcăm, că autonomiile sunt așa cum sunt, că asta nu-mi place. Nu-mi place ce vine în spate, nu-mi place că nu produce zgomot, dar asta e o chestie care mai durează câțiva ani, că vorba aia. Și M3-ul Touring a durat vreo 20 de ani să-l scoată. Da, na. Până la urmă, și dacă aveam toate lucrurile deodată, ce mai făceam și unde mai ajungeam. Da, și spuneam că aici este partea care îmi place cel mai tare și cei de la BMW s-au gândit și a zis așa, bă, hai mă, spune niște noi telefoane de-astea în fețele de uși, ca să-i fie ușor omului, că adică aici un ecran era prea mult, am încercat, am făcut, hai să schimbăm, să facem ceva ce n-a făcut nimeni. Și am aici aceste două tablete, pe lângă închis și încuiat și descuiat ușa, butonul, geamurile electric, vreau să fac asta, n-am făcut-o niciodată, nici nu credeam că se deschid geamurile pe spate, glumesc. Și avem această tabletă care este superbă, funcționează senzațional, deci nu putem să zicem de ceva că ar fi ceva ce nu este cum trebuie. Am modurile de condus de care vă povesteam la volan, le am și aici. Dacă vreau, de exemplu, să mă relaxez, apăs un buton. Se face întuneric aici. Se trag toate jaluzelele și suntem în modul de relaxare. Dacă vreau Digital Art, la Digital Art, trapa, de fapt nu trapa, jaluzeaua plafonului de sticlă se deschide pentru că iluminatul interior se schimbă, mergem pe mov cu albastru și inserțiile de pe trapă care sunt și ele luminate se colorează în lumina ambientală de la bord, ca eu să mă simt într-o galerie de artă digitală, ca să zicem așa. Pe lângă chestia asta pot să activez modul de cinema. Tam 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 tam. Și putem să ne uităm, bineînțeles, la ce fac toți oamenii, YouTube, bineînțeles pe canalul nostru Stax TV, și o să vedem niște materiale așa cum le facem noi, superbe. Dar nu o să fac asta pentru că a făcut-o toată lumea și atunci nu mă interesează, dar pot să mă întorc la căsuță, am aici căsuță, și pot să mă întorc și să zic că la pachetul de scaune, masajul, de exemplu, care se execută acum după cum l-a ales domnul dinaintea mea, viteza era prea mică, deci am mărit viteza, și intensitatea prea mare, am mai micșorat intensitatea, că era prea mult. Pe lângă chestia asta, pot să... îmi cer scuze, boxele sunt date cam încet, pentru că am aici boxe. Nu este pornită ventilația, lucru care mă... Ba nu, era pornită în modul high, lucru care mă deranja teribil. Luminile, deci pot să îmi pornesc luminile de citit, nu știu dacă vedeți. Pot să-mi aleg temperatura culorii luminii, incredibil, mai rece sau mai caldă, incredibil. Deci becul ăsta se transformă dintr-un LED alb într-un bec cu halogen galben. Incredibil cât atenție la detalii. Lumina ambientală, pot să îmi aleg luminozitatea luminii ambientale din zi. Asta e tot ce pot să fac aici? Temperatura 22 de grade. Dar nu văd partea aia de scaun adjustment. Aici, tati, aici vreau să dorm. I want to sleep. Și apăs un buton. Durează. Durează pentru că v-am spus. Bogații nu se grăbesc nicăieri. Se trage scaunul pasagerului înspre față, șoferul este notificat că în acest moment oglinda din dreapta nu mai poate fi folosită. Eu m-am și speriat. Opa, mi se ridică de aici. Băi, facem șezlong, tati. Da, este notificat că nu mai poate folosi oglinda din dreapta. Eu m-am speriat. Zic, ia să vezi că nu mai am oglinda în dreapta. Dar ce crezi? După ce s-a tras ca unul, după ce a terminat-o, s-a auzit zgomote, șoapte, se ridică mă și aici la piciorușe. Și l-am pus aici. Am pus aici. Îți dai seama cum se face scaunul ăsta de culoare deschisă bej?
cu toate picioarele puse aici, care ajung și pe cotier și așa. Da, când ești boss, pantofii noi. Dai seama, am stat, dar și mei pe care îi port în fiecare clip. Da, poți să alegi climatizarea, masajul, bineînțeles, poziția, poți să resetezi, poți să faci ce vrei tu. Dumă, tată, până undeva departe. Dumă în Olanda. În Olanda, Olanda e departe, rău știu eu. Asta am zis și în episod. Nu puteam să am F40 Ferrari sau Porsche sau Supra sau Formula 1 V8, V10, ceva, adică Jetsons. Da, în sfârșit, nu comentez. Ne spunea Marius că el a testat mai mult și a citit mai mult despre mașină, că avem și un joc aici în care trebuie să completăm niște cuvinte lipsă și putem să jucăm până la 4 persoane în mașină. Îți dai seama, nu mai joci valiza, joci valiza cu BMW-ul. Ce intră într-o valiză? Bun. Bine, asta poți să pui ce aplicație vrei tu. Da, bine, bine, poți să pui. Normal că poți să pui. Eu mi-aș fi pus MotoGP ieri, dar n-am reușit. Bine, nu sunt nici cel mai priceput. Om care umblă pe... Hai că știu că vrei să o calci calcul. Vreau să mă... Eu nu? Dă-i mă, tragi și panete! Nu face limba în spate așa. Hai mă, șoferule, simte-te bine. Fă-ți talentul. Ce vrei mă, la bugetul ăsta? Trebuie să-l lăsăm să se bucure și el, că bani n-avem să-i dăm. Dacă te descălțai? O, lăboram. Făceam accident. Dar chiar oare dacă nu mai simte prezența șoferului la volan, se oprește singură? Da, o mașina conduce singură, asta mă uitați să vă spun. Mașina poate să meargă până la, cred că 120 de km la oră pe autostradă, complet singură, atâta timp cât șoferul se uită în față, pentru că ea detectează privirea șoferului și puteți să lăsați volanul din mâini, puteți chiar să schimbați benzile de mers dacă umblați la maneta aia, știți? De care au, na, nu se apropie șoferii proprietarii de BMW. Deci dacă semnalizați banda, mașina trece singură de pe o bandă pe alta. Este cel mai performant pilot automat de la BMW, care este înglobat aici în i7. Pe lângă chestia asta, parcările laterale, gararea cu spatele și așa mai departe se pot face automat. Poate să înregistreze traseul către birou sau către casă, adică dacă voi frecventați un loc de parcare un pic mai întortocheat și vă e mai greu să ieșiți cu spatele, chiar dacă mașina asta virează cu spatele, așa cum v-am zis, și se conduce ca o mașină de clasă mică, vi se pare un pic complicat să ieșiți de acolo, mașina poate să înregistreze traseul și să-l facă singură cu spatele, fără ca voi să fiți nevoiți să mai stați stresați la volan că loviți mașina care e mată și nu iese dacă trebuie să vopsiți un element. Deci, v-am spus, mașina e gândită cam pentru toate lucrurile, mai puțin paharele încălzite și suportul de pahare răcit și încălzit. În rest, e pe gustul meu, îmi place, îmi place și de șofer, se descurcă bine, își face meseria, chiar l-am și recomandat la câteva joburi, nu m-a făcut de râs, să zic că eu hați domnul, ce dacă. Așa, acesta, stai puțin că eu nu mai pot cu chestiile astea. Ce e bine, mă? Mă ajută pe mine la lumină. Te ajută pe tine. Vreau să închid asta, simt un pic de căldură așa de sus și am impresia că... Ai observat că mașina asta, chiar dacă e neagră, când vii și o lași în soare, nu este atât de încinsă? N-am observat că nu m-am... Ia să te, da? Te gândești. Să mă gândesc. Uite, o să pun mâna și o să văd. O să pun mânuța și o să văd. Văd că mă notifică soția pe ecranul la mare, pe WhatsApp. E jale. Trebuie să oprim filmarea, că nu mai... Să mă duc acasă. N-am, e 11:30, duminica, n-am nicio așa multe libere, ore libere de făcut ce vreau eu. Așa că acesta a fost materialul. Sper să vă bucurați de bonurile de la OMV. Sper că v-a plăcut, sper că ați și râs, sper că ați și aflat lucruri interesante, cum am aflat și noi despre mașina asta. Ce să zic, îmi place cașmirul. Share, like și subscribe. Asta clar. Și cred că mi-au un pullover de cașmir când termin treaba asta. Când intră banii. Când intră banii de la BMW. Iată, m-am întors. Să văd dacă ați rămas până la sfârșit. Vă verific. Nu uitați de link-ul din descriere. Surfshark, totul mai ieftin, de la Stax. Gratuit, 3 luni. Simplu.